Fii atent, Bela. Că trebuie ca să mă ajuți acolo acasă. Da, nu am zis că nu. A, muncitor și alți muncitori, știi? Mă știu, și ai vorbit și cu Danele, știu ăla mi-e vecin. Mă, la care e acolo băiatul ăla, ai vorbit cu patronul pentru Dale. Ăla-i vecinul meu. Da? Da, mi-a zis. Da? Fii atent. Oare să merită? Tot îmi fute capul, Iana. Că acolo unde sunt camerele sus, da, unde am făcut separeul ăla pentru haine, ca să fac baie. Dar mă depinde câte băi crezi că ai nevoie. Păi nu, că zis că să fie camera cu baia. Păi nu e rău. Într-un fel nu e rău. Bun. Zice aia ce zice. Într-un fel. Dar poți să tragi de acolo, e pe partea aia cu ăsta, poți să tragi apă, canalizare, treburi minu. Păi, la camera de către stradă. Da. Să poate. Așa trebuie făcut, nu pot, adică facem aici, dar noi nu avem canalizare. Nu, pe fosă e în spate. Am înțeles. E chiar în spate la camera mea. Adică la camera de la stradă, fosa. Camera de la stradă și de la baie e fosa. Okay. Înțeleg? Și atunci în baia aia, nu știu, să se facă acolo, să pui la stradă, să doarmă la stradă. Când stai pe baia aia, să nu te margă, să nu te vie. Și eu de acolo din cameră, frumos. Dar după aceea stă pe capul meu în agarat cu hainele în cameră acolo la mine. Nu e bine nici cum. Înțelegi? Hai, fă-mă o cafea, Liană! Nu-i bine, nu știu. E cald? Omule, bă, nu știu, trebuie să reglezi ăla, termostatul ăla. Păi pe câte grade pus? Auzi, nu. Noaptea mă trezesc, ci că ajunge la temperatură și se oprește căldura. Da. Și-s caloriferele reci. N-are voie. Ba da, dar pe nu, că dacă nu mai are. Deja nu pornește dacă e, tu ai pus pe 20, aici îți 22. Nu pornește veci. Numai când scade. Da? Păi, am înțeles. N-are cum să pornească. Numai că-s caloriferele reci, dacă tu ai pe baltisarele sau, eu știu, să încălzește, sau dă drumul vecinul, sau... Mai mulți factori. Am vorbit amu cu cineva să-mi facă garajul. Ai am văzut pe... Ai zis că cum ar trebui. Gigi. Exact. Da, dar nu m-am înțeles cu el. A? Nu. Că-ți face și timp cu ala și ala. M-am uitat un pic. Așa la țigară, nu, te dau. Nu m-am înțeles, nu m-am înțeles cu el. Nu. Nu m-am înțeles că... Nu, oamenii care să... Ăsta... Oamenii au lucrat pe la București, pe la lume grea, pe la aia. Ei crede că dacă-s Nelson și cu bani și cu din alea, înțelegi? Profită, știu. No. Și atunci nu m-am înțeles... Astea-s treburile mele, când îi cioc un mic, îți fac cușcă închisă. Chemniță totală. Da. Mi-a lucrat. Și fii atent ce m-am gândit. Am fost ieri la o din asta de, cum îi zice, la un hotel. Yeah. Și am văzut așa pe stradă, am văzut că avea gaz, de aia de gaz. Butelie de aia mare. Yeah. Să pun o butelie de aia mare pentru mâncare. Nu, mă. Dar tu cel mai bine ai ieșit și cu încălzirea cu ea, că spui o centrală din asta aerată. Ce aerată? De aia care bagi în pământ și din alea? Nu bagi în pământ nimic. Nu trebuie să bagi în pământ. Mai era. Dacă zic mi cum să stă noi acum? Că nu stă pe gaz. Stă pe curent. Nu mă, pe curent, că să scumpește de numai. Om care și-a pus pe curent și își plânge în pumn. Și auzi, vezi că o muitare. Și își plânge în pumn. Unghiemei, săracule, de ce te-ai zis? O zis așa, omul are hotel. Uite-te, Nelson, mi-am pus asta doar pentru mâncare. Fac mâncare la... Dar pe tu nu faci, câte mâncare faci tu? Dar nu-i bai, o una din aia și mă ține 2 ani de zile. Pentru mâncare numai? Hai că ții mai mult pentru mâncare. Nu. Și la... Și la încălzire, încălzire, încălzire în padiment și apă, da,
bag păpeleț. Oh, păpeleț, da. O zis că singur o umpli și singur își ia ei când ăsta și pui un din ăla, că dacă se ia curentul, pui un din ăla și intra imediat în... Bun. Ce? Asta trebuie să mergi să bagi. Să faci automatizare. O bagi la nu știu cât timp. Exact. Bagi. O zis că el bagă la hotel, cum e la hotel, bine, are din aia mare. Bagă odată la 3-4 zile. Da. Am un cost un pic de bani, dar... Bine, că și centrala pe condensare costă bani. Știi? Cât e una de aia? 15.000. Așa mult? 15.000? 10.000, depinde ce... La 10.000? Și la asta a vrut să-și promate la atunci, și era în jur de 6 de milioane. Da. Bun, acolo să face câți metri pătrați am? Hau, exact, hau și exact, să face pe... Exact, se calculează pe metri pătrați. Eventual o iau mai mult cu nu știu cât, dacă ăsta, ca să fie siguranță că... Să fie un pic mai mare. Da, auzi, Belo, și căldură când bagi acolo la Ciurila? Da, să facă iarna. Bun, da. Când pui căldură la Ciurila? Iarna, sau primăvara, pe vara nu mai are rost. Da. Ce să dai? Înțelegeți, oamenilor, nu sunt așa astea să zici că îl omori pe român. Că românul nu moare. Înțelegi? Ăsta e neam de neamul meu. De când s-a născut până în jița asta la altă. Bogătașul. Da. Am dus să-mi dau și eu papelul ăsta acolo. Ha? 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 Nu uite. Stai, ce n-ați aici? Nu, lasă că vii mai. Trebuie să fumeze, Bela. Trebuie să fumeze. Da, Bela. Și vine ăia de la Butanga și îmi face tot. Da, aduce rezervor, să aduce pe tot. Tot, o zis că eu numai trebuie să tor placa. Aia de susținere, unde vine montat el. De beton. De montat, da. Da, și după aceea trebuie îngrădit cu un gard de la el. Îngrădit, tras, conducte, treburi. Ei, trage tot. Da, dar înainte să faci dale, treburi și ce mai trebuie. Da, da, da. Da. Păi sunt eu luni. Îi sun, că o zis să-i sun și ei îmi spun. Mașina când se gata, încalcă. Da. Fii atent ce mi-a zis cineva. Da. Că, mă te întreb pe tine. M-a întrebat cineva, Nelson, zice, plachez casa. Am zis, nu plachez, că și pe exterior o tencuiesc numai și după aceea o zograbesc. Și mi-a zis așa, fii atent, în 2-3 ani o să-ți mucegăiască păreți înăuntru. Din cauza la? Nu mai știu cum o zis. E, normal ar trebui să o izolezi. Normal, să zic un pic, și polistirenul normal să pune pătencuială. Pătencuială, așa e? Normal, dar nu trebuie, cum ți-o zis ăla, că tingi, că trebuie, nu mai trebuie tingi. Din tingi strâși treaba. Aha. Și eu îți demonstrez că strâși treaba din tingi. Doar tencuită, să fie drept. Da. De ce? Și să nu se pună pe mămăligi. Ce să nu se pună? Pe mămăligi, știi? E, că pune adezivul, că pe aici, e normal, trebuie placa contur roată, făcut din adeziv și două puncte. Cum ar fi televizorul, asta e placa, da? Eu trebuie pus peste tot, aici să fie un cordon neîntrerupt. Aha. Și plus două la mijloc și după aia pui placa. Fiindcă aerul ăla de jos ce vine, dacă nu, merge până sus, în acoperiș. Aha. Știi? Să plimbă pe acolo și îți mucegăiește. Aha. Dar dacă e plină placa, nu are de unde. Da? Păi n-are cum. Asta zice toată lumea. Știi ce zic? Așa se pune. Nu știu că... Da, de aia trebuie să fie... Am un toi măsurat. Stai să zic un pic. De aia trebuie să fie tencuită. Că dacă tu nu te încuiești, nu e perfect dreaptă, nu? Și tu vrei să pui să faci să fie exact drept. Da. Atunci trebuie o grămadă de material. E pus și nu-i bine să fie atâta material, știi? Aha. Să zic, de-aia dacă te încuiești, vine un pic de material, tată. Da. Știi? Da.
Eu zic ce, da, oare ce vorbește. Câți metri are, că tu ai măsurat înăuntru? Cât sunt înăuntru? Nu am măsurat nimic. Nu am măsurat nimic. N-ai măsurat. Am măsurat eu ceva. Nu. N-am măsurat. Și oricum asta trebuie pe din afară făcut. Deci nu are treabă ce e înăuntru, ce e afară. Nu, că am crezut că... Da. Te încuială pe din afară. Deci trebuie tencuită și după aceea, nu deci cum o zis... fără tinci, fără finisaj, fără nimic. Doar da. Tencuială brută, da? Tencuială. Tencuială... Să fie drept, așa. Da. Că nu trebuie să fie ștucul, nu trebuie să fie nimic. Da. Tencuială, atâta te interesează. Și după aia vine polesterenul. Aha. Eu uite-mă cum mă-i pătet pe TikTok, tot felul, i-am văzut, nu? Eu zic ce să recomandă. Cea mai bună treabă. Ah. Ai tencuială, să fie suprafața dreaptă, da? Asta e ideea, și după aia e placat. Nu, e placat cu 15-20 de pini, 10, minim 10, minim 10. Dar tu gândește-te că... Este ăla de 10, nu cu din densitate, din aia. Exact. Bun, ok, sau este de 15, de 20, de cât vrei tu să pui. Este de la alb, din ăla negru, este mai multe culori. Dar ideea e că căldura... De ce? Dacă tu faci treaba asta, căldura din casă, dacă nu-i polesterenul pe din afară, pe tinde să iasă afară, da? Bun. Și vara, intră căldura înăuntru, da? Dacă tu pui polesteren, vara ți-l recoare, iarna ți-l cald. Eu nu știu, și acum a fost frig afară și când intram în casă, acolo era cald, așa, Eliana? E cald, dar tu dai seama, tu banii care consumi ca să încălzești după aia și îți iasă afară. Ia să afară. Nu-i tătuna că plătești o factură de 10 milioane sau plătești una de 2. Ți-i tătuna. A, bine, acolo să fie mai mult, dar nu-i aceeași treabă. Știi? Da? Păi, nu. Ai tu pe cineva care te încuiaște bine manual? Nu pot să zic că eu te încuiesc bine manual. Și că după aia pe mult. Nu pot să mă bag în toată casa, uh-huh. Să fac doi oameni. Eu n-am echipă. Uh-huh. Încă nu te încuiesc. De aia am betoneră, de aia am treburi, nu? Plus că îți trebuie schelă, îți trebuie treburi, îți trebuie, știi? Da. Contează schelă. Trebuie să aibă schelă, să aibă figur, că altfel te omoară cu schelă. Dar nu, că dau un anunț și îmi vin, că sunt tencuitor la greu. Da, nu că nu vin, dar aia care au care te încuiesc, au și schelă. Au și schelă. Dar închirie schelă, Belo, că nu-i, nu știu ce, cât e o schelă închiriată pe o lună de zile. Nu, mai mult, trebuie lăsa să se uște. Așa. Ascultă-mă, că aia ți-am zis și la mine. Ai zis, hai să ne grăbim să facem. Nu. Lasă să se uște. Da. Apar fisuri, apare. Lasă să fie uscat, că tu dacă pui după aia polesterenul și ție nu ți-e uscată perfect, tu zici că doar la suprafață, ca la șapă, știi? E uscată. Nu s-a uscat de tot. După aia o să-ți iasă vaporii aia de apă în polesteren. Și ce se întâmplă? Se omezește. Da. Ai văzut că apa stă pe polesteren. Da. Rămâne acolo. Face după aia, zice, amigrasie, uh-huh. Ambilare. A, deci tu zici că după ce e tencuită... Lăsată să se uște o lună. O lună și după ce a pus? După aia a placat. A. Că respiră, timpul ăla, știi, trebuie să respire și eu, uh-huh. Să se uște natural. Adică știi că tu zici, bă, s-a uscat. Nu e uscată. E tăt. Vii la uspăți la Lobo. Păi cum să nu viu, mă? Nimă lăsat. Păi eu te întreb ca să știu. Da, auzi, eu am vorbit cu Lobo, dar pe nu știu cine mă cheamă, tu mă chemi, Lobo mă cheamă. Și ce zic? Pe cum? Nu mi-a zis Lobo de când i-am trecut. Atunci du-te la Lobo. Pe oricum la el mă duc la nuntă, dar mă duc la tine, nu te. Cum să nu fiu? Poate găsesc ceva din ăștia care... Oricum nu numai asta, al lui Lobo, că restul mă botezurea. Poate găsești ceva prieteni de-a te care-s buni în tencuială
și mi-i recomand. Poate. Mm, bun, eu umbli. Bine. Înțelegi? Dacă, dacă nu-i caut eu. Și dacă da, nu vorbește aici, îmi scrie oamenii. Da, da, da. Nu trebuie să fie auzi, nu trebuie mare artă. Artă nu trebuie, că nu trebuie să fie suprafața ca aici, porțelanată. Fină. Mm. Doar să fie drept. Asta e cea mai treabă. Deci, dacă e bolăboc, bolăboc să fie tată. Da. Nu că e un pic așa sau un pic așa. Că nu mai vin să mai fur din ălea sau din ăla, știi? Da. Asta e ideea. Așa e că de când nu se fumează, nu s-o mai ăsta părinte. Nu vezi că tălucios e. Tălucios e. Nu se vede că lucioasce. Oare când mai trebuie să dea? Anul ăsta sau anul viitor? Nu știu, ori de Crăciun. Lasă, da? Nu de Paștbun trebuie. Nu, nu. De Crăciun. De Crăciun? Mai facem o... Da? Treabă. Vii cu moțul. Păi cu cine? Păi mai ajută cu moțul, fiu. Vreți să vă dau bani acum, dinainte? Nu, mă, nimic, mă, ăsta, mă. Doar băiești, cine? M-a fost dor de Belol. Belol lucra interiorile la mine. Și nu numai interiorile. Păi mai vedem noi pe acolo. După ce viu din Irlanda, trei zile stau acasă și am venit. Nu m-am spui că după aceea trebuie să... Deci, materiale, ce trebuie să cumpăr. Da, cum are și cumpărăm, nu-i problemă. Ei, să-ți arăt să nu crezi că mint. Că... Dar știu că trebuie să merg, mă, omule. Dar, mă, să-ți arăt biletul, mă. Dar știu că trebuie să merg, că mi-a arătat. Ți-am arătat? Da, sigur. Uite aici. Da. Dublin, da? Da. Ai lucrare mare de făcut. Pe am două băi, am afară de făcut, am. Bă, Belo, ce zici? Bun, ce zici? Că mi-ai amintit de baia iară. Ce să fac acolo? Că după aceea... Bun, tu, și unde faci dulap? Unde auzi, faci hai dulap? Să merem într-o zi un pic, să vedem că... Auzi, auzi. Și unde e baia? Tu nu ești normală, tu. Hai să merem într-o zi până sus, să vedem exact. Că știi cum e? Noi vorbim așa, dar la fața locului altceva e. Hai să venim până sus, vedem care e treaba, povestim, vedem ce putem face. Aha. Și gata. Dar nu, mă, omule, mă, că dacă... Băi, auzi terenul ăsta, deci eu mă duc în 11. Așa. Și mă întorc în 21. Mai. Mai. Păi mă bine, că să fie calmă. Da, 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 Belo. Dar nu mă grăbesc, mă, omule, acolo. 25 la lucru, mai mult ce să zic. Nu mă grăbesc acolo. Trebuie să vedem prize din ele. Hai, lasă. La sfârșit, a? Deci, mă să te gândești și mă... Gresie. Pe cine se face gresia? Bă, dar tu mă întrebi după ce te-ai dat aici ca și pe patine. Bă, dar tu mă întrebi cine îmi face gresia? Păi nu știu, eu întreb, nu eu știu. Bă, Belo, bă, dacă am zis că interiorile sunt tale. Bun. Păi da... să merg să măsură, fii atent. Noi când ne apucăm, noi trebuie să știm deja. Că, să zic și de ce, trebuie să mai să căutăm faianță, gresie, alea. Poate zice, durează 6 săptămâni. Și unde mi-am luat eu, te duc și unde mi-am luat eu. 6 săptămâni durează, până ți-o duce din Spania. Ah. Sau poate tu mergi în altă parte. N-am nimic să știu, dar poate ne este pe stoc. Gresie din Spania. Da. Pe aia e bună, nu? Nu să zic. Aha. Aia e altceva. Unde mi-i paharul ăla aici? Deci interiorile tu le faci Belo. No, aia zic că trebuie mers, când vii acasă, hai frumos, măsurăm, vedem, mergem un pic pe la magazine, până stânga, până dreapta, vedem ce trebuie făcut, calculat, cum vine baia asta, cum vine baia asta, ce facem aici. Și ce vreau să pun sus acolo, Belo, în loc de bun și ceva din ale LED-uri, dar vreau să pun candelabre. Băi, unde? În, living, în living. Cameră. Nu, da. În camere sus acolo pui candelabre din astea aplicabile din alea ceva. Jos, candelabre. Da. Mare soră mea. E așa cu brațe. De alea cu... Exact, exact. Da, așa are și soră mea. Candelabrul ăla din Ungaria care l-am avut, nu-l mai avem, așa-i? Ăla cu cristale. Ha? Ăla. Da, 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 e negrit un pic ăla. Nu-i mai că să... Să lustruiește. Și nu lipsește niciun cristal? Cred că lipsea atunci unul sau două. Da? Candelabrul să mă rog tare rău, îmi pare că n-am cumpărat atunci vreo 10 bucăți.
candelabrele. Din Ungaria. Nu am văzut că de plastic că de ele. Nu, nu mai zic acum, mai nu așa e. Aia de plastic? Nu, bineînțeles. Tu zici că nu ce faine, dar nu. Nu, cristale, cristale erau. Dar unde e? La măta. Poftiv. Da, Bela. Bun. Atunci să... Când vrei să mergem până acolo să ne uităm un pic? Când vrei tu. Săptămâna viitoare când vrei. Sună ce vine când vrei tu. Da? Sună-mă numai înainte, zic, bă, mâine, mare, mâine, să știu cu zi înainte. Exact. Să știu cum îmi fac programul. Să văd mâine, trebuie să mă sun. Cum aici unde lucru, mai am numai balconul, restul am gătat. Da. Am numai balconul, e făcut bine, dar am alte lucrări. Te la băiatul ăsta unde mă duc în Irlanda, are un apartament în Grigorescu. Și trebuie să-l fac ăla. Că l-a inundat. Nu o să-ți grăbesc. Și după aceea trebuie să vorbesc cu băieții aia la Acuarela. Să viem ce-mi dă materiale și dacă... Că-s profesor. Eu n-am zis că nu. Da. Bă, Belo, aia trage aerul din casă, asta. Ia dă telecomanda, unde ia vezi, este acolo unul care pticură. Ce face ăsta? Dezumificator. Ia. Dezumificator. De scoate umezala. Umezala din casă? Da. Da? Umiditatea, da. Dar are și din ăsta că scoate aerul din casă și îl bagă ăla de afară? Păi, oricum de afară. Cum adică îl scoate ăla din... Păi nu... Știi cum face umiditatea din casă, o scoate și o duce afară. Așa. Atâta face. Atâta? Ce să-ți facă? A, de-aia ticură apă la alea când le văd. Păi da. E ca și cum ți-aș aduce eu aparatul ăla de dezumificat, de să umple cu apă. Trebuie să vei, cred că săptămâna asta sau aia la altă ghiță. I-am zis să-mi facă ușa acolo. Ce ușă? La ultima cameră. Știi tu din aia ca pe balcon. Am vorbit cu el. Da. Au fost o măsurat și nu știu că mi-e. Ghiță. Ghiță-l teamă, cum îl teamă? Oh, mă. Ăla... Prietenul meu. Aia. Da, ok. Trebuie să-mi aducă ușa. Aia, da. Cum ți-ai pus aici? Da. Am și eu. A, din aia. Ușă din aia. Cea mai bună. Și acolo jos, la Ciurila, tot am stat și m-am gândit cât fură un parete din ăla, la lobul acolo, la garsonieră, cât o furat un parete din ăla când am pus? Cătranul și ele? E. Pe zi, undeva la un centimetru jumătate. Numai atât au luat din parete. Numai când ai făcut paretele, mă. Tu nu știi cum parete l-am antifonat. Asta nu se audă de la vecină. E. Când e ăsta. Păi da. Te-am pus numai cătranul. Da. Și gips cartonul. Nu, mă, că ai pus și din aia, mă, băr din alea, mă. Cu bări am făcut acolo. Dar sigur, mă, omule, mă. Și-am pus material din ăla ca și la studio. Bureche? Da, pe da, am clipul. Dar cum? Dar cum? Am clipul, dar sigur, bă, nu știu, nu. În fine, fii atent. Dacă mi-am fost gățani, a fost. Știi ce vreau să fac acolo la ăsta, la Ciurila? Vreau să... La aia unde am zis că e cantina, unde stai să mânci, de către stradă, camera. Da, aia mare. Da. Vreau să-i fac ușă din aia și atunci să fac peretile cu gips și să intre, știi, până... Înăuntru. Da, pe cum ți-am făcut la Lobo. Da. Pe te la Lobo am făcut, așa că am zis că arată urât. Da, la bucătărie. Bucătărie. Da. Nu așa am făcut. Da, așa vreau să fac și acolo. Nu, pe dar așa face. Lasă că vedem. Ca să intre ușa înăuntru. Uh-huh. Așa am făcut și la Lobo, așa am făcut la Lobo. Vreți să-mi dat ideea asta? Nu putem face pe telecomandă, când ne apropiem senzor să se deschidă. Ba da, cheile se intri, let's go. Ca la Polus, că nu numai să deschid. Exact. Ne. Da. Vine bea Luca. Mai bea eu cafea? Nu mai beau. Vine aici. Oamenilor,
Ca să ne înțelegem, numai îmi scrie. Tu știi câte lume scrie? Domnul Nelson, când începeți interior așa, îl avem pe Belo. Dacă trebuie să lucre Belo 6 luni la casă, 6 luni lucră. Nu-i problemă. Că nu mi-a luat nimic pe anul ăsta. Serios. V-am zis? Dar m-a sunat. Auzi, nu te mint. Îl mutăm pe Belo un pic și mai sus la căbănuță. O suna la Lobu, că nu mă duc la ceva pretindea lui aici în Florești. Nu te mint, ceva casă. Da. A zis Lobu, fă o socoteală, că mă duc în Irlanda, că eu mă duc la Nelson. Eu când mai apuc să mă mai bine cu la anul ăsta? Da. Și la mine nu-i grab acolo, încerc, bam, bam. Moțu. Mă duc. Bine. Ne auzim, Nelson. Bine, Belo. Auzi, faină. Servus. Servus, Deana. Servus. Stați cu mine. Stați convins că dacă n-am de lucru la apartament, îi căutăm de lucru la casă. Nu mere cu din astea. Astea nu ia, mă, Belo, mă, foarte urâtă mi-arată aici, mă. Nelson, unde oriunde le pune, tă să le ia. Foarte urâtă mi-arată. Numai că nu faci o mască, un dulă pior. Nu fac, nu mai umblu cu cuși de porumbei ca și la asta. Așa tot ce-a pus să faci. Uitați, și pe asta am vopsit-o cu aur. Așa ceva mai rar. Da. Bine, bine. Bine, cum să nu? Da, bine. Bine, Belo, servus. Ceau, ceau, servus. Papa. Tucan, lasă-l să meargă afară. Da. Lasă-l să meargă. Da. Cam din mai începem la interiore cu Belo. Din luna lui mai, vățuc, mă, vățuc. Da.